la stimuli exteriori. E rupt de realitate. Vorbește puțin sau deloc. Manifestă un atașament straniu față de anumite obiecte. Plânge, râde sau e neliniștit din motive neclare. Nu suportă atingerile altor oameni. Diagnostic: autist. În România, la fiecare 7 ore și jumătate, se naște un copil autist. Sunt peste 30.000 de cazuri la nivel național, peste 30.000 de drame, 30.000 de dureri. Din păcate, în ultima vreme, numărul copiilor cu deficiențe de acest fel a început să crească. Autismul este o boală caracterizată prin afectarea dezvoltării creierului. Afectează grav abilitățile mentale, emoționale și comunicaționale ale unui om. La 4 anișori, când am fost cu el, am văzut că nu mai zice nici mama, nici tata, nu zicea nimic. Și mi-am gândit să mergem la un specialist. La început mi s-a spus că e o întârziere în vorbire, să-l ducem la creșă, la grădii, unde se va integra și își va da drumul. Singurul semn pe care mi-l amintesc din perioada de dinainte de un an a fost faptul că se lovea cu capul de obiecte dure. A început să nu mai vorbească, rotea mașinuțele, se urca pe măsuță și sărea, n-avea simțul pericolului și nu-și conștientiza propriul eu. A început să nu mai spună nimic, jocul a devenit complet stereotip, a început să se izoleze, să nu mai răspundă la nume, să nu mai răspundă la comenzi. Adică a fost, din punctul meu de vedere, foarte evident că ceva e în neregulă. Alex a fost diagnosticat la 2 ani și 4 luni, iar Yannis cu un an mai târziu. Știam doar că e ceva incurabil. Asta era tot ce știam. Văzusem și eu filmul cu Dustin Hoffman, cu ăsta, cum se numește, Tom Cruise, Rayman. Și îl vedeam așa, pe acel om mergând, așa, eu era pe stradă cu privirea fixă și mă uitam la e-mail și nu venea să cred că o să ajungă așa. N-am zis, trebuie să fiu sigură că așa e. Pentru un părinte, tulburările de spectru autist sunt înfricoșătoare. Specialistul mi-a zis că are elemente de autism, că este hiperkinetic, că este o întârziere în dezvoltarea vorbirii și a limbajului expresiv. Am simțit că intru în pământ, că mă duc în iad când mi s-a pus diagnostic, pentru că am realizat gravitatea lucrurilor și nu e ușor să accepți așa ceva. Nu este deloc ușor să fii mama unui copil autist. Se spune că părinții în situația asta trec prin travaliu de doliu. Îți schimbă complet așteptările despre ceea ce va fi copilul tău în viitor. Cu sinceritate, noi ne dorim pentru ei fericire și independență și nimic mai mult. Adică chiar a devenit mult mai puțin important dacă este doctor sau avocat sau dacă va fi vânzător de înghețată, cum își dorește Yannis să fie. E ca și când ai luat un pumn în piept și rămâi fără aer. Asta simți. Din momentul în care un copil este diagnosticat cu autism, începe drumul lung și dificil al părinților spre a asimila informația, spre a accepta realitatea, spre a se adapta nevoilor unui copil autist, spre a învăța cum să se poarte cu el. Un frate bun, cu probleme, dar tot bun e. Eu sunt Mihai. Tu ești Mihai, salut-o pe doamnă. Salut, servus! Mihai este autist, Ștefan e un copil tipic și amândoi sunt special în felul lor. Refuz să cred că Eduard este bolnav. Eduard, autismul este o disfuncție neurobiologică și atât. Eduard este un copil inteligent, este un copil foarte bun, iubitor. De multe ori se spune că este necesar să-i aduci pe ei în lumea noastră. Dar
cum ar fi să fie reciproca? Pentru că, până la urmă, dacă stăm să ne gândim bine, și ei ar avea o nevoie. Nu neapărat să vină către noi, ci noi să mergem către ei. Autismul, un alt fel de a vedea lumea al persoanei respective. Am intuit în timp, pe măsură ce discutam, că practic organismul și copilul meu, copiii mei funcționează altfel. Și învățăm și noi să intrăm în lumea lor, să vedem lumea, adică să măcar să cunoaștem cum văd ei lumea și ajutăm și pe ei cumva să ne vadă pe noi. La un moment dat am găsit undeva scris că prin să-i arăți că-l iubești și să-l ții, o soi de terapie, să-l ții îmbrățișat câteva minute zilnic. Și nu voia. Și îl țineam așa, îl strângeam efectiv la piept până îi dădeau lacrimile și nu mai voia și mă încerca să mă respingă și mă gândeam, poate acum va simți și se va produce declicul. Da, eu uităm. Diferit în sensul cu fructului. E iubăreț. E foarte iubăreț. Foarte mult. Și dumneavoastră? Și. Mă, nu te capăm! Mă, părinții află că autismul e tratabil, că 47% dintre copiii diagnosticați scapă de autism cu terapia adecvată, că există speranță, că răbdarea lor e infinită și că e născută din iubirea nemăsurată pentru propriul copil. Există o șansă. Există șansă. Este o terapie de durată. Am avut o terapie, deci rezultatele după 3 ani s-au văzut. Știu că este un copil inteligent și că pe viitor se poate integra social foarte bine și se poate deveni independent. Trebuie dus în tot felul de medii, trebuie integrat, pentru că e un copil cu același dreptul ca și alți copii. Noi, toți ceilalți, viitori părinți sau părinți unor copii sănătoși, nu îi putem lăsa pe cei care au copii autiști singuri. Nu putem fi autiști în fața autismului. Am observat că oamenilor, dacă le explici ce înseamnă autismul, că, nu știu, este un om care trăiește pe lângă voi, cu care interacționați și pe care puteți să-l ajutați. Și atunci mulți oameni înțeleg chestia asta. Alții nu. Ai prieteni la școală? Da, am prieteni. Îți plac copiii? Da, mi-mi plac. Te joci cu ei? Da, te joci. Noi, toți, le putem oferi copiilor autiști speranța într-un viitor bun. O cameră multisenzorială sau o cameră de stimulare senzorială poate deschide o lume nouă pentru acești copii. Este o încăpere în care, practic, nu mai intră lumina naturală. E o încăpere închisă și în care cu diverse aparate sau cu diverse materiale este ajutat copilul ca să-și dezvolte simțurile, încep să comunici cu el prin senzorial. Camera senzorială este extrem de importantă și nu doar pentru copiii cu dizabilități, tuturor ne-ar prinde bine să stăm câteva minute într-o cameră senzorială. Copiii, ca să poată fi recuperați, au nevoie de specialiști, încă o dată spun. Au nevoie de specialiști pregătiți în terapii convenționale, moderne, da? Și ca să poată fi puse în practică, e nevoie de sprijin financiar. Folosind această cameră, l-am ajutat să poată să-și dea seama mai bine de cum poate să-și explice senzațiile pe care le resimte. Într-o cameră senzorială se pot face activități de integrare senzorială care e esențială pentru buna lor funcționare. Intrarea în această cameră care, cum să zic, stimulează toate simțurile copilului deodată, îl liniștește. Și asta am văzut-o în absolut toate centrele din țară, că majoritatea, nu știu dacă mai sunt 2-3 care nu au astfel de camere, în care marea majoritate a stimulilor sunt vizuale. Îi ajută să fie mult mai atenți, mult mai receptivi la ce li se oferă din mediu. Îi ajută foarte mult și asta a demonstrat, nu, noi acum o să o arătăm, dar ceea ce fac colegii din alte țări și din alte centre a arătat că ajută foarte mult și face parte din programul de intervenție senzorială la copii.
Stimularea ușoară scade agitația copilului, îl liniștește, îl relaxează, îi crește perioada de concentrare a atenției asupra unei sarcini. Știți, astăzi este ziua mea și singurul lucru pe care mi-l doresc din tot sufletul, n-am nevoie de niciun cadou pe lumea asta, este să fiu sănătoasă, să pot să continui recuperarea lui Eduard în centru. Să pot să trăiesc ziua aceea în care el să poată deveni independent. Împreună le putem oferi copiilor autiști această cameră. Împreună naștem speranța.